Legea votului prin corespondență, care a încăierat efectiv clasa politică românească, este una dintre cele mai controversate legi prin miza politică pe care o are. Există, așa cum spuneam, o comisie de cod electoral, mult discutată și mult disputată. Această comisie a muncit bine, o perioadă chiar foarte bine, a elaborat câteva acte normative care privesc alegerile, și aici mă refer și la alegerile locale și la alegerile parlamentare și la alegerile prezidențiale. A rămas în discuție legea votului prin corespondență. Ea este extrem de discutată și disputată și între specialiștii pe probleme electorale. S-ar părea că este o miză în condițiile în care se apreciază sau s-a creat ideea că acest vot prin corespondență ar facilita posibilitatea ca fraudării și ca să voteze toată lumea. În opinia senatorului Romașcan, votul prin corespondență este una din legile care trebuie gândită cu mare atenție pentru a ieși un act normativ cât mai aproape de nevoile democratice. Părerea mea este că statul român este obligat să asigure tuturor cetățenilor săi, indiferent unde aceștia sunt, dreptul de vot. Deci dacă în urmă cu un an de zile a fost atât de mult discutate și disputate problemele de acolo, acolo dreptatea avea cetățenii. Votul prin corespondență îl pot eu face numai pentru cetățenii din afară? Eu pot să fac o lege numai pentru o anumită categorie? Doi, eu cred că dacă fac o asemenea lege, votul prin corespondență trebuie să fie valabil și pentru dumneavoastră care vreți să stați acasă în ziua votului, că plouă, și să trimiteți prin corespondență opțiunea dumneavoastră. Așa e normal. Jurist avizat cu solide cunoștințe de specialitate și experiență politică, senatorul Ioan Chelaru crede că o asemenea lege a votului prin corespondență trebuie să găsească formula cea mai bună de a asigura principiul constituționalității secretului votului. N-am niciun fel de garanție în condițiile în care cu acest sistem există evidente tentative, ca să nu spun și reușite, de fraudă. Pot eu să asigur principiul constituțional acela al votului secret la acest vot prin corespondență? În urmă cu mulți ani, mi-aduc aminte că am condus o delegație a Parlamentului României în Irlanda sau în Scoția, nu mai țin minte foarte exact, unde s-a dezvăluit o asemenea problemă și a votului prin corespondență și a votului electronic. Vreau să știți că sisteme de drept, sisteme electorale serioase, cu mare vechime, n-au avut curajul să abordeze acești termeni. Pentru că existat foarte multe tentative și foarte multe fraude. Trecută de Senat, legea votului prin corespondență trebuie să treacă și de votul plenului Camerei Deputaților. Ulterior, proiectul va merge la președinție pentru promulgare, după care se așteaptă să vedea dacă actul normativ va fi atacat sau nu la Curtea Constituțională. UDMR-ul și-a anunțat deja intenția de a ataca actul normativ, demers pentru care are nevoie de semnăturile a 25 de senatori sau 50 de deputați. Legea votului prin corespondență ar trebui promulgată până în luna noiembrie pentru a putea intra în vigoare pentru alegerile parlamentare din 2016.